Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Împreună cu mine în această seară este domnul Constantin Ionescu, consilier local PNL. Bună seara, domnule Ionescu, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc mult. Și o să discutăm și împreună cu telespectatorii despre problemele din Buzău, probleme multe, soluții puține, ca de obicei. Și aș vrea să începem cu problema cea mai mare pentru cei care sunt racordați la RAM. Peste 10.000 de apartamente au rămas la RAM și de pe 17, adică de sâmbătă, e posibil 90% cred să rămână fără apă caldă. Ecogenul a hotărât să nu mai furnizeze agent termic nici pentru apă caldă, iar primăria a spus că nu se poate să fie imediat preluat de către RAM acest sistem. Trebuie să treacă așa câteva zile, poate chiar o săptămână. O săptămână fără apă caldă, spunea domnul primar că așa pe caniculă poate nu e chiar o problemă foarte mare, că oamenii se mai spală și cu apă rece, dar ne gândim și la cei care au copii mici sau sunt persoane în vârstă bolnave și totuși o săptămână fără apă caldă e o problemă. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Doamnă, am discutat de o lună, de două, de trei, de asta iarnă când au rămas oamenii fără căldură o lună de zile. M-am ferit, să spun așa, de a intra în niște declarații, pentru că orice declarație irresponsabilă poate crea panică în rândul oamenilor. Sunt persoane în vârstă, sunt persoane cu venituri mici care nu și-au putut muta un sistem central individual și o serie de probleme sociale pe care n-are rost să le agravăm din punct de vedere al traielui oameni. Da, am văzut acum în ultima perioadă, câteva zile, fel de fel de declarații că nu e vina noastră, e vina ora de la Ecogen, că noi dacă nu ne oprea apa caldă, noi mai țineam, mai trebuie vreo trei zile, că ăia-ți devină. Doamne. În momentul în care o autoritate locală, un director, un primar de municipiu ajung după 30 de ani de la Revoluție să spun că tot aia dinainte sau aia de care ia mi-o subordine sau aia care eu am responsabilitatea să administrez un sistem centralizat să-mi devină, eu nu înțeleg ce rost mai are un primar sau care-i rolul lui, nu? Dacă ca factor de decizie, ca om care poate și trebuie să-și asume orice decizie și orice răspundere într-un oraș, în orice comunitate, nu neapărat aici la Buzău, dai vina că ăla e de vină. Când eu am și buget, am și decizie, am și aparat propriu, am și societăți și să nu fiu în stare să rezolv o situație de viață, de oameni, de trai, de condiții decente. Adică la 30 ani de revoluție, zice, lasă-mă că ne mai spălăm și pe afară, mai vedem cum mai găsim noi o soluție. Da, e important de spus și că acum o săptămână, cred, directorul RAM spunea că sunt condiții să fie doar o zi de întrerupere sau poate chiar deloc. Domnul primar spunea că oamenii muncesc la RAM la foc continuu, că e o presiune imensă pe ei, astfel încât să înceapă să furnizeze apă caldă de pe 18, în condițiile în care se cunoștea de multă vreme că există o notificare de la Ecogen. Zilele trecute, RAM-ul a dat un comunicat de presă din care se subînțelegea că îi roagă pe cei de la Ecogen să se răzgândească. Cum credeți că se va rezolva până la urmă problema? Adică n-ați o ție de mie. Bun. Noi am votat cele 1,8 milioane de euro pe care primăria să investească pentru a-și crea propriul sistem centralizat de încălzire, că aia dinainte a fost de vină, că Ecogenul, că prețul mare, că pierde 70-80% pe rețeaua de termoficare. În acel studiu de fezabilitate prin care s-au cerut acești bani de aproape 2 milioane de euro și dumneavoastră ați avansat o cifră de 10.000 de apartamente, probabil că cineva în emisiune a spus treaba asta, bănuiesc că nu ați spus-o. Nu, așa se pare că au rămas la RAM 10.000 de apartamente. În acel studiu și acel proiect prin care instalația să asigure necesarul de energie termică pentru populație au fost estimate 4.000 de apartamente. Pentru atât a fost proiectat. Din 4.000 de apartamente însemnând 20 gigacalorii pe oră. Acum, din acel studiu pe care l-au prezentat la nivelul primăriei, 21% sunt pierderi pe rețea estimate la nivelul instalației care va funcționa. Mai dăm la o parte 4 giga, înseamnă vreo 16 gigacalorii pe oră care să asigure necesarul pentru 4.000 de apartamente. Nu știe nimeni câte apartamente vor rămâne după 15 septembrie, când se vor începe probele, să spunem, pentru instalația de încălzire și să știi să-și dimensionezi și cheltuieli, să vezi exact cum stai în iarna următoare. Nu știe nimeni. În aceste condiții,
când vii și cere alți bani pentru a monta centrale în instituțiile școlare, grădinițe și școli, obiective care le ai în subordinea ta din punct de vedere al administrării și al asigurării condițiilor pentru copiii și cadrele didactice din acele școli, aloci bani din bugetul local ca să le debranșezi de la acest sistem pe care totul finanțezi primărie. Păi, pe de o parte, bagi bani să finanțezi un sistem centralizat și pe de altă parte, îl omori băgând bani în centralele de școală, de grădiniță, ca să poți să asiguri aceste condiții. Practic faci o cheltuială dublă, după care urmează o parte de exploatare și cheltuieli de exploatare pentru aceste unități de învățământ. Trebuie să asiguri fochist, să faci investiția, să ai branșament de gaze, centrală, calorifere și tot ceea ce înseamnă acest sistem de încălzire într-o clădire. Eu îmi doresc să funcționeze și oamenii să aibă căldură și apă caldă în perioada următoare și căldură la iarnă. Nu vreau să dau niciun fel de declarație, să spun nici alarmistă, nici să zică cineva că, domnule, am nu, zis dar aveți eu, experiență. Am ce experiență. Credeți că se va întâmpla? Eu prezint situația așa cum o văd eu și concluzia o trageți dumneavoastră. Cazanele de la anumite centrale, PT-16, PT-17 din Microtrei, au o vechime de 10 ani de zile care n-au mai funcționat. Da? Ele nu știu cât de bine au fost conservate ca să poată fi repuse în funcțiune. Ceea ce înseamnă că dacă va exista o problemă din punct de vedere a punerii în funcțiune, va exista o problemă din punct de vedere a acestor echipamente. 2. Din punct de vedere al circuitului hidraulic, pentru cei care se pricep și stăpânesc această problemă, CET-ul a fost proiectat acolo unde există el, mergând de la conducte de 700, după aia dimensiunea de 400, 250, 200, ajungând la 300 de țori la noi în casă pentru a asigura acea presiune în instalații. Acum, dacă iau cazanul de acolo și îl montez pe țeavă de 200 sau 250 și să bag în asta de 400, deja nu mai corespunde funcționare din punct de vedere ale legii fizicilor și a hidraulicii. De asta spun că poate exista un semn de întrebare. Dar eu sper că prin dimensionarea echipamentelor din punctele termice, din centralele pe care le montează, să asigure o circulație și o fluență a sistemului de încălzire. Bun, în momentul în care, să spunem că de sâmbătă rămân toate apartamentele de la RAM și instituțiile publice, evident, fără apă caldă, credeți că va fi de ajuns o săptămână pentru a remedia situația? Nu și dacă da, cum va fi furnizată apa caldă de către RAM, dacă la parametrii cu care ne-am obișnuit? Sau mai sunt probabil lucrări de echipamente, de montaj, de instalații. Încă nu s-a făcut niciun fel de probă și nu s-a umplut instalația cu apă să vezi cum funcționează, să dai foc la acel cazan, la cele cazani, ca să mă pot pronunța. Și, de repet, nu vreau să dau niște declarații, nici să mă fiu acuzat de irresponsabilitate și nici să creez panică în rândul cetățenilor. Aoleu, ce facem? Nu, dar trebuie avertizați oamenii, că trebuie să ia măsuri de siguranță. Autoritatea cea mai mare e primăria și primarul. Dumnealor și asigură pe o dată funcționalitatea și răspunderea pentru deciziile pe care le iau. Noi suntem cei care corectăm, venim cu propuneri, amendăm, votăm împotrivă, votăm pentru, dar deciziile în amănunt țin de municipalitate și trebuie să-și asume răspunderea dacă va exista o astfel de problemă. Referitor la căldură, aș vrea să-mi spuneți cum va fi la iarnă, pentru că am văzut, au început la fază de proiectare, cred, studii de fezabilitate, lucrări în școli, 10 școli. Ei, nu e la iarnă, primar, că suntem în 15 august. Dar asta să vă spun, că 10 școli ar trebui să fie gata până la 15 septembrie. De fapt, anul școlar va începe la 9 septembrie, nici de cum la 15 septembrie. Așa că nu sunt gata nici studiile de fezabilitate, din cât am înțeles ce îmi spuneți dumneavoastră. Lucrarea în sine, branșament, montat, cazan, mă rog, o serie de lucruri care... Plus probele care trebuie făcute, nu? Nu înțeleg de ce nu rămân la sistemul centralizat, dacă tot bagi bani într-un sistem centralizat care devine al tău. Al tău ca exploatare, ca proprietate, ca cheltuiel, ca tot ceea ce înseamnă funcționalitatea acestui sistem. Deci spuneți că RAM-ul ar putea să ofere agent termic tuturor școlilor pe lângă apartamentele care rămân? Bineînțeles, de ce să nu poată să... De ce să mai bag bani să le debranșez după ce bag bani să funcționeze un sistem? Deci tehnic e posibil. Păi, dacă sunt pentru acolo specialiști... Practic le fac totul de la zero, nu? Partea de furnizare și de producere refac cu cazan, cu, și repun în funcțiune o serie de echipamente din anumite centrale și puncte termice în care a fost în conservare acele echipamente.
Ați votat în ședința de Consiliu Local Municipal și un preț pentru gigacalorie, e corect? Prețul gigacaloriei pentru populației a rămas același. A rămas același? Sigur. În condițiile în care nu mai este ecogenul implicat? Nu mai este ca producător de energie termică. Acum a devenit primăria, societatea primăriei, producător. Practic, deci cheltuielile au fost preluate. Sau nu? N-am toate datele și elementele ca să pot să vă spun din punct de vedere al bilanțului și al l-am avut la momentul respectiv. Dar dumneavoastră au estimat și dimensionat și cheltuieli, pentru că spuneam la un moment dat și am spus de atâtea ori. Una e să ții în funcțiune un sistem de la care să recuperezi bani de la proprietari de la 15.000 de apartamente și alta e să ții același sistem în funcțiune și să recuperezi bani și să vinzi energie termică de la 5.000 de apartamente. Da, e o mare problemă, o să vedem ce se întâmplă, oricum mai așteptăm explicații de la RAM în primul rând. Aș vrea să vorbim însă și despre alte două proiecte pe care am văzut că le-ați depus, unul dintre ele și împreună cu domnul Nino Viorel, care nu face parte din partidul dumneavoastră, dar ați făcut așa o echipă de opoziție pentru a reactiva secțiile Gloriei. Două secții au fost dezactivate, boxul și futsalul. Domnul primar spunea când a fost aici că s-a hotărât să reactiveze boxul, bine, prin votul consilierilor locale, evident, dar despre futsal nu s-a spus nimic. Vreți reactivarea ambelor secții? Stați un pic, ca să lămurim, să înțeleagă toată lumea. Tot domnul primar a dezactivat, pentru că tot domnul primar a propus și este inițiatorul acelor două proiecte, acel proiect de hotărâri prin care s-au desființat aceste secții. Da? Nu ziua le-a desființat și a spus că, domnule, nu sunt în regulă, nu sunt performante, cheltuiesc bani și nu se justifică și a venit seara la emisiune, opa, Consiliul Local a desființat, domnule, eu mâine le reînființez, că ăia le-au terminat. Nu. Pe a cum? Spus că după ce au apărut atâtea discuții în spațiul public, doamne, după scrisoarea așa, când vii, Steluței Duță, când vii tu director, protestul domnului Voicilaș, când vii tu director, dar de ce trebuie să fac oamenii și o astfel de acțiune? Și să nu-ți dai seama ca manager al acestui club sportiv sau președinte Consiliul de Administrație să ajungi în Consiliul Local să mă informezi pe mine și colegii mei din Consiliul Local și să spui, domnule, ăștia sunt neperformanți, cheltuie bani, au fost la competiții, nu s-a întâmplat asta. Așa v-a spus. Bineînțeles, a luat loc la microfon, da? E înregistrare. Păi ce înseamnă asta? E o dezinformare a unei instituții publice la nivel local? Și l-ați crezut? Ați votat cum? Nu, am votat împotrivă. Ați votat împotrivă. El a trecut cu majoritatea simplă a celor care au votat, da? Dar, indiferent cum, și ceilalți consilieri probabil care au votat pentru, au ținut cont de acele observații, amendamente, explicații aduse de conducerea acelui club. Păi, când e serios, când mă duci pe mine în eroare ca și autoritate locală și să-mi spui mie dimineața că nu e în regulă, că aia nu fac performanță cu oamenii aia, degeaba vin pe acolo și seara vii, hopa, stai că o activez, că numai că Consiliul Local a dezactivat, dar eu vin și o activez. Că dar cum vor vota acum cei care au votat pentru desființare? Că vor vota acum pentru reactivare, nu? Păi o să cerem explicații conducerii clubului, președinte Consiliul de Administrație, să vedem, domnule, cum a fost situația, când e, a doua zi a făcut performanță, cu o zi înainte n-a mai fost performanță. Bun, ați făcut acel proiect cu semnăturile consilierilor. Am inițiat noi un proiect de hotărâre pentru că de vorbe ne-am săturat. Sigur, Ion Viorel, fiind un sportiv de marcă la nivelul municipiului Buzău, și-a dat și dumnealui acordul. Eu am avut discuție cu domnul profesor Voicilaș și cu Steluța Duță, pentru care am rugat să fac o informare Consiliul Local ca să avem în spate, nu neapărat o justificare, că știm foarte bine, dar să pună pe hârtie performanțele și activitățile pe care le-au avut în ultimul an de zile. La fel și domnul Trăznea pe partea de futsal, l-am rugat să facă o informare și o prezentarea activității pe un an de zile ca să poată fi anexate la acel proiect de hotărâre pe care l-am depus noi în Consiliul Local. Va fi în ședința următoare de CLM? Obligatoriu, da. Proiectul nostru de hotărâre. Pe 22 august, da? Da. Adică săptămâna viitoare. Viitoare, sigur. Bun, întreabă un telespectator de când se va opri definitiv RAM-ul. Păi nu se va opri, nu? Normal, din declarațiile și investițiile. Păi nu poți să bagi azi 2 milioane de euro și la anul să-l oprești, da? Vă dați seama că deciziile care au fost luate de către primărie nu neapărat că nu mă încălzește să-și asume o răspundere, să spună da, eu sunt de vină sau altul de vină, ci el trebuie să funcționeze ca oamenii să aibă căldură și apă caldă la iarnă.
Sunt oameni în vârstă care nu și-au permis să-și monteze acele centrale, sunt oameni care n-au acele venituri, sunt oameni care nu se pot încadra în acele ajutoare pe care municipalitatea le dă, sunt oameni care au făcut eforturi înainte și n-au fost corect ca pentru unii să fie într-un fel și pentru alții altfel. Sunt oameni de la case care nu le-a dat bani nimeni pe centrale și și-au cumpărat acele echipamente să-și asigure căldura și apa caldă și o serie de lucruri inechitabile din punctul nostru de vedere pe care le-am ridicat în Consiliul Local, dar asta a fost situația. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână doamna Mariana, să trăiți domnul Ionescu. Bună seara, vă salut. Cam mult vorbiți numai amândoi și mai ascultați-ne și pe noi. Păi sunteți chiar invitați să vă spuneți problemele, vă rog. Da. Îl întreb pe domnul Ionescu, când vine la mama soacră, vede gropile alea pe nimpeluri, pe grăniceri, fantom, pan? Le văd, normal că le văd. Și programul primăriei, că nu le asfaltează Consiliul Local. Păi și Mata nu aparține de primărie? Ba da, nu aparține de primărie, eu sunt în Consiliul Local, nu fac parte din executiv. Am aprobat buget, am pus la dispoziția primăriei fondurile necesare, modul în care sunt dispuse și programul de asfaltare. Și cu podul din bariera Brăilei, cum rămâne? Îl dărâmăm sau îl reparăm? Tot primăria se obligă să facă aceste investiții, iar în momentul în care am spus că sunt prioritate anumite cheltuieli în acest oraș și nu altele, majoritatea a decis. Da, știți că podul se reface, da? Așa. Auziți, domnul Ionescu? Vă rog. Propunerea mea este, să dărâme, să fac un sengeratoriu, pe strada mică să se bagi sens unic. Are deja sens unic strada mică de săptămâna trecută. Nu. Doamna Marta, viu și vă iau de acolo, de la, dacă e sens unic. Va fi sens unic, dacă nu știu că s-a votat în ședința acelei comisii de siguranță rutieră. Dar nu s-a băgat. Trebuie să fie instituit sensul unic. Ei, dar nu, dacă eu circul pe strada aia. Ia să vedeți că în curând vedeți sens unic. Alte întrebări pe domnul Ionescu mai aveți? Da. La Parcul Marghiuloman. Cine știe unde e Parcul Marghiuloman? Firma aia? Parcul Marghiuloman, a venit autocare din București, așa, unde e Parcul Marghiuloman, unde e azilul? Nu scrie nicăieri că acolo e Parcul Marghiuloman. A dat jos partea luminoasă care funcționa. Deci trebuie refăcut. Așa. Nu-i nimic pus acolo. Cu toneta s-a rezolvat sau nu s-a rezolvat? Nu s-a rezolvat nici cu toneta pe doamna Neaga, nici cu de la gară cu abonamente, nu s-a rezolvat nimic. Vă mulțumesc că ne-a spus. O seară bună vă doresc, sănătate. Și e bine că știm cam ce probleme sunt și care nu se rezolvă dintre ele. Înseamnă că sunt foarte greu de rezolvat, domnule Ionescu, nu? Adică e imposibil aproape. Cum să fie imposibil, da? Păi, nu vedeți că pentru o tonetă ne rugăm... Se roagă telespectatorii de autorități rezolvat, de zile. Acel pod trebuie reparat urgent. Podul, înțeleg că a fost semnat și un contract cu un constructor până vin banii din fondul de urgență. Primăria, din fondurile proprii, se va ocupa să înceapă lucrările acolo. Trebuia să înceapă de urgență. Urgența mai întârzie un pic, dar până la urmă încep și lucrările. Da, o să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, apoi continuăm și vă așteptăm în direct și cu mesaj. We'll be right back.